Asta de dimineață le simți, frate, când ai deschis prima dată ochii, atunci ai simțit-o. Știi că va fi o zi de căcat. Știi că nu se întâmplă în pula mea și o simți cum ar veni. Ai o, un al nouălea simți De când ai deschis prima dată genele, o simți că va fi penibil tot ce se va întâmpla azi. Va fi în ultimul har. Și pe parcursul zilei tu nu vrei să crezi. Da, doamne, poate am visat eu urât sau poate se întâmplă o chestie. Nu știu, cine știe, nu fi fost aerisită camera sau ceva. Dar pe parcursul zilei tot încerci să o tragi, să spui, haide, domne, că nu e chiar. Uite ce frumos, uite ce și o tragi, o tragi în SMS, o tragi din telefon, o tragi de muzică, dar morție este aceeași, este aceeași zi și trebuie să nu știu cum până, să faci un fel de pace sau nu știu exact ce poți să faci cu ea. Tot încerci să o tragi, tot, tot, tot și toată lumea e plecată, toată lumea fute, toată lumea mănâncă sau toată lumea petrece și vrei să o tragi și tu, să tragi un pic în fututul lor, din petrecerea lor, să tragi un pic la tine la masă și nu merge pentru că așa e ziua și știai din primele secunde ale, ale ei că așa o să fie și tot persiști, și tot persiști, și tot cu ochi în telefon și tot cu ochii pe monitor și tot cu ochii pe mei și tot cu ochii pe notificări și tot așa e, n-ai cum să... De fapt, n-ai cum, n-a poate există vreun secret, vreun șperaclu în care poți transforma o zi care um, știi exact că o să fie de căcat într-o zi care va fi cea mai fascinantă, nu știu, ultima zi din morț, în viața vieților, vieților. Dar tot o încerci așa cu șurubelnița, tot un pic, un pic să o slăbești, de -n, de -n, și știi că nu e și tot nu vrei să accepti și știi că nu e și tot nu vrei să accepti și știi că nu e, frate. culcă -te că nu e, dar tot nu vrei să accepti, că sigur, sigur e ceva, sigur se întâmplă ceva și știi că nu e și știi că nu se întâmplă nimic și știi că nu o să mănânci, nu o să fuzi, nu o să petreci și știi și știai asta din primele clipe ale dimineții și totuși tragi, 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 tucă poate, poate, poate nu sunt eu de ajuns de. Um, nu am un eu voință, nu sunt eu de ajuns de voios și te faci voios, dragi, 2, 3, 4 ore te faci voios, nu știu, ca să fie același rezultat. Nu știu, cu o cheie franceză, Au, știu, cu filet subțire, poate, poate ți-ai luat cu filet gros și e cu filet subțire. Nu e singura explicație. Și pe la mijloc unei zile mirobolante de genul ăsta, zici, bă, știi ce, poate n-am mâncat, frate, ia, hai să mănânc eu ceva bun și te duci să-ți iei patru căvri și două merdenele, să zic. Combinația cu merdenele în felul următor. Orice drog, băutură, medicament, cum ar fi pericina, că de o bagă în cură înseamnă că ești aproape mort, că trebuie să-ți intre din vascularizarea curului, trebuie să-ți intre direct să-ți omoare herpesul hepatic. Ai băgat merdeneaua, ai băgat covrigelul, iar un vârf foarte rapid. Imediat cum ai simțit brânzica aia și foietajul la 4, ți-a dat direct în moarele capului în spate. Mmm, ce bun să moară, fra, mi era foame de murea, mă pe aici pe asfalt, dar am vrut să bat patru bătrânici în fața mea și doi studenți, fără prietene. Dar uite acum ce senzație bună. Și de-aia se întoarce lumea de obicei când stau la coada aici la covrigei sau la ceva, când și-au la când și-au la Sunt se întorc așa ca în Lord of the Rings cu covrigelul, cu merdeneaua. Oh, mă nu pot să cred, frate, l-am luat, am luat Asta patru covrigi, mă frig în pula mea, pe deget, mă frig pe mână, nu mai pot să mai mă Și muș de merdena. care merdenea are, nu știu dacă știți asimptotă, dar vă dau așa un, o referință de, are un vârf foarte abrupt. Merdenea când ai mușcat din ea fiind caldă, vârful ei ca, ca drog se duce foarte, foarte sus. După a este o cădere foarte bruscă, peste vreo 20 de minute când organismul începe să despartă patru foietaje și o jumătate de cutie de floriol sau de ceva, te duci și te-ai așezat în pula pe băncuță și ți-ai dat direct mor și încerci să ștergi cu smartphone-ul să ștergi lacrimile, că nu știi ce pula mea se întâmplă cu tine? Aia s-a întâmplat cu tine. Ți-a fost foame, ți-a dat vârf și după aia te lasă ca o târfă te lăsat pe băncuță, fără carne, fără proteine, fără pește, fără vreo vitamină, fără vreo, nimic. În foietajul ăla începe să se dezintegreze când începe să ți se ducă macul, frate, și sarea și toate combinațiile alea de covrigei, când încep ăia să se spargă în organism și organismul înțelege că de fapt cât de tare s-a bucurat el în pula mea că era foame de putea să muște dintr-o și acum e nimic în pula mea, sunt patru bobițe de mac și restul e numai pâine, numai cocă și numai ulei, s a dat direct stop joc și să la mine pe obraz și toți zici, bă, uite că am încercat și cum mergea și tot ziua asta du-te în pula mea și culcăte și aia e man.